Da, avem 25 de campanii în în categoria fashion. Avem branduri foarte cunoscute din România pe care le puteți promova ca și afiliați. Mai avem încă 11 campanii pe categoriile lingerie, ceasuri și bijuterii. Care sunt mărunte, zic. Sunt mărunte, zic. Da, da, care fac parte din... Erau la început în categoria mare, fashion. La început anului le-am dat spate cu lingerie, ceasuri și bijuterii. Așa. Pe categoria fashion avem comisioane între 4 și 20%. Deci puteți câștiga până la 20% din vânzările aduse de voi pe o perioadă de până la 6 luni de zile. Spre deosebire de anul trecut, în 2010, am avut o creștere de 88%. Creștere semnificativă, aș zice eu. O să vedem în prezentarea următoare cam cum arată lucrurile și din punct de vedere al căutărilor, al căutărilor și al interesului pe lunile precedente și pe lunile următoare. Aceasta este valoarea medie a unei vânzări pe segmentul fashion. În luna aprilie a fost cea mai mare medie, de 200 de RON. A scăzut un pic pe vară, însă pe următoarele luni o să fie o creștere semnificativă, zic eu. Și o să vă arăt imediat de ce zic asta. Acestea sunt tendințele noastre pentru următoarele luni. Acestea sunt lunile pe anul trecut, de fapt. Așa au evoluat vânzările pe 2010. Și așa ne așteptăm să evolueze și pe 2011. Sincer, mă aștept să crească foarte mult de aici, anul acesta. Valoarea medie a unei vânzări pe segmentul fashion pe lună. Pe lingerie, valoarea medie a fost de 122, cea mai mare valoare în luna octombrie anul trecut. Ceasuri. Aproape de Crăciun. Da. Asta a fost lingeria mai din timp. Aparent, ceasurile cred că se oferă ca și cadouri mai mult. Da. Bine, de fapt, aici a scăzut, da, a scăzut valoarea medie, că nu sunt... Numărul de comenzi nu, ăsta e valoarea medie. Valoarea medie. N-ai și număr de comenzi? Nu. Ok. Numărul de vânzări pe categoria fashion pe zilele săptămânii. Miercurea, aparent, sunt cele mai multe vânzări din sistemul nostru. Aceste date le puteți folosi mai ales dacă aveți campanii pe AdWords, de exemplu, sau dacă aveți o bază de date de e-mail. Am trimis astăzi. Și să trimiteți în special miercurea, categoria fashion. Orele la care se efectuează cele mai multe vânzări. Deci cam pe aici mai există un vârf la 22. Observăm că este un trend în
Și mai observăm că acest spike este din ce în ce mai mare. Diferența între iunie și septembrie este foarte... este din ce în ce mai interesant de pus ca și calcul. Diferența între iunie și septembrie, cât la sută este în fiecare an. E interesant asta. Să faci un calcul aproximativ. Da, la acolo e ok. Cred că vezi vizualul destul de simplu. Adică îți dai seama, uite. E un pic înșelător, să zic așa, dar cred că e creștere pe diferența asta. Da. Nu e foarte mare, dar este. Și noi suntem, vă zic, cam pe aici. În 2011 suntem fix aici. Deci este, da, practic, momentul în care ar trebui să explodeze fashion. Cam între septembrie, la mijlocul septembrie, a voi se respectă, se respectă, nu? E chiar așa, înțeleg. O să vedem anul ăsta, poate anul ăsta o să fie mai... ok. Și am mai luat eu câteva categorii de produse care, evident, vor fi în, în creștere. Și anume geci, partoane și cizme. Acestea sunt lunile octombrie, noiembrie, octombrie și noiembrie. Observăm un spike foarte, foarte mare în trafic în 2010. Și noi suntem undeva pe aici. Și urmează să ducă iarăși în octombrie. Cizmele, da, cizmele sunt cu culoarea portocaliu și sunt cele mai căutate comparativ cu geci și, și partoane. Deci, vă recomand să începeți deja să vă faceți proiecte speciale pe aceste categorii. Și nu numai, evident, există și multe alte categorii pe care puteți să le exploatați în, în categoria fashion. Ok. Următorul pas a fost să analizați topul advertiserilor din categoria fashion. În două parale, dacă mergeți pe pagina cu campaniile, puteți să sortați acolo să... să fie afișate campaniile în funcție de comisioanele generate de fiecare advertiser. Pe primul loc avem MyCloset, Trustwiz, care avem, avem un reprezentant chiar aici, Starshiner, AmaFashion, Toatara și FashionUp. Deci, acesta, aceasta este ordinea performanței advertiserilor la noi în sistem. Acestea sunt comisioane pe care le oferă advertiserii și perioada de recurență. Iarăși uitați-vă la unetele pe care le, le oferă acești advertiseri. Este foarte important să ofere cât mai multe bannere, spre exemplu, dacă aveți un site care are vizitatori. Mai departe am mers cu exemplul pe cizme. Spre exemplu, pentru MyCloset, care este pe primul loc, am mers pentru MyCloset și pentru Trustwiz. Am sortat produsele din categoria cizme după preț. Observăm că are foarte multe produse. Iar cel mai ieftin produs de la ei este 192 de RON. Pentru 192 de RON, un afiliat care generează această vânzare, spre exemplu, vinde acest produs din site-ul său, câștigă minim, câștigă acel 15 RON. Poate este 15 RON, este un pic mai puțin, pentru că este calculat 8% din costul produsului fără TVA. Și comisionul maxim de 422 de RON, însă este o pereche de cei undeva, nu știu, la 5.000 de lei. Sunt sigur că se cumpără. Exact. Să mă uităm că noi, ca și record, am avut cel mai mare comision din categoria fashion, care a fost anul trecut în celălalt. 15 milioane în noiembrie. Noiembrie 11 milioane, sigur, comision. Și a fost din categoria fashion. Și ca și produse erau, o să zic, în medie erau undeva la 400 de RON produsul. Erau foarte multe produse în cumpărat persoana respectivă. Ca și medie erau 400-500 de RON. Și până la care erau chiar încălțăminte. În general, pe fashion se cumpără mai multe produse la o achiziție. Și iarăși este foarte importantă recurența. Persoana care își cumpără cizme acum poate să-și cumpere peste o lună un balton. Și mai departe.
Chiar care, care este media de produse în coș? Poți să zici? Poți să zici? Trebuie analizat, inclusiv în discuțiile ulterioare cu el, e foarte important să știi. Da, varianta cea mai simplă este, ai văzut că unul are o rată mult mai mică de picioare, atragi tare pe el, unul are o rată mult mai mare, poți să o lași mai ușor sau chiar să renunți la un moment dat.
Indienul se ce contează sunt banii. Total. Câți bani am câștigat? Rata este foarte importantă. Nu ai probleme. Dar trebuie să gândiți și în termen de bani total. Ce efort este și câți bani. Acolo. Da, nu, dar banii intrăm, că poate să aibă 5% sau 0% comisioane respinse, dar să nu-ți producă venit sau să aibă 5% rată de respingere, dar să-ți producă un venit foarte bun. E foarte important să găsești afinitatea corectă între publicul tău și magazin. După care să vii cu analiza asta, care e importantă și care vă poate ajuta inclusiv în negocierea, într-adevăr, ce spune Cristi, negocierea viitoare cu advertiser, puteți să le scrieți. Ți-am generat 30 de vânzări, tu mi-ai respins 12, rata ta de respingere este mult mai mare decât a categoriei, dacă vrei să te promovezi în continuare, dăm ceva în plus, nu știu, un bonus, un I don't know, și dacă advertiserul vrea bine, dacă nu, iarăși, bine, deci iar rămâne la voi. Și ca idee, statisticile astea, practic, o să influențeze de advertiser, că cam trebuie exact. Așa ar trebui. Da, așa ar trebui. Da. Ok. Deci eu încă am spus că un site generalist convertește slab. Că asta este principala problemă pe care am văzut-o pe multe bloguri pe care se discută despre marketing afiliat. Atunci când o persoană vrea să achiziționeze un produs, ea are deja în capul informat cum ar trebui să arate produsul ăla. Indiferent că o caută acel produs pe Google sau vede pe un anumit site. Și acel banner, practic, trebuie să, în primul rând, ar trebui să-i, să conțină criteriile pe care, criteriile pe care acea persoană vrea să le respecte. Da. Și acest screenshot, de fapt, arată poate fi gândit ca o persoană, să spunem că vrea să-și ia, deci, toate pe... pentru fiecare imagine, asociați fiecare imagine cu o persoană. Deci toate aceste persoane vor să-și cumpere cizme. Însă fiecare persoană se așteaptă ca cizmele alea să arate într-un mod total diferit. Și, practic, un banner trebuie să includă toate aceste cizme când este afișat. Cu atât mai mult pagina produsului. Spre exemplu, cizmele pot fi din piele, din piele întoarsă, din cauciuc, peste genunchi, cu toc, fără toc, lungi, lungi cu toc, lungi fără toc, înalte, răpulate, proșetate, albe, gri, galbene, roșii, de primăvară, de vară, de iarnă, de primăvară, vară. Deci sunt o groază și o groază de criterii pe care o pereche de cizme le are. Ai făcut ceva de sens. Da. Se rezează numai direct ca aia, nici nu știe ce. Ar putea să faci vreo 20 de site-uri. Ar putea să faci vreo 20 de site-uri. Da, nu este super mișcat. O cizmă poate fi căutată după brand. Și atunci cum poate, practic, un banner să facă toate aceste criterii? Că este foarte, foarte greu. Și de-aia, de multe ori, piața se face comparația între Google AdSense și marketing afiliat. Este o comparație, din punctul meu de vedere, foarte, foarte stupidă. Pentru că dacă a compara un singur banner de la Google AdSense, deci Google AdSense să ofere un singur banner, un banner din marketing afiliat, clar are și mult mai făcut din marketing afiliat. Pentru că valoarea comisioanelor generate din acel banner este mai mare. În schimb, Google AdSense oferă mai multe produse în acel loc și așa mai departe. De aceea, pentru site-urile generaliste, eu le recomand să încerce să-și afișeze bannerele cumva în funcție de traficul lor pe site. Cam ceea ce face și alții, pentru că, bine, la un nivel mult, mult mai, mult mai mic. Și anume, putem analiza pe site-ul nostru traficul care vine din Google. Și dacă analizăm traficul venit din Google, practic știm care este interesul acelor vizitatori. De exemplu, putem vedea dacă persoanele care vin din Google sunt de tip au sexul feminin sau masculin. Și astfel, pentru aceste persoane, optăm să le arătăm bannere cu cizme pentru bărbați sau cu cizme pentru femei.
De exemplu, dacă avem ca și referral un site de copii, să spunem, clar, pentru acel referral putem afișa produse din categoria fashion pe copii. Tot din Google putem să aflăm informații despre bugetul acelei persoane. Spre exemplu, persoane care ajung pe site-ul nostru căutând cizme cu token ieftine, ne spune nouă că acea persoană are un buget destul de limitat. Și putem face un filtru pentru cuvântul ieftin, ca și referral din Google, și să afișăm produse din două parale sub un anumit preț. Loialitatea vizitatorilor, iarăși, este importantă. Dacă avem un trafic pe site care... avem vizitatori care vin în mod frecvent la noi pe site, putem să analizăm foarte ușor numărul de click-uri care se dă pe bannerele de pe site-ul nostru, iar după un anumit număr de click-uri, practic, să afișăm alte bannere. Să afișăm bannere cu alte produse, alte categorii de produse, sau de ce nu alte advertise. Ideea este să rotim cât mai mult acele bannere, pentru că până în momentul de față, majoritatea afiliaților care au bloguri generaliste sau site-uri generaliste, au luat pur și simplu bannerele de la advertiser, le-au pus la ei pe site și toți vizitatorii de pe site-ul respectiv vedeau același banner. Ori este foarte greu să convingi o mulțime de oameni să cumpere același produs. Da, totuși îți dai seama că e destul de utopic ceea ce spui, că un blogger care și-a instalat un WordPress din cauza că n-are nicio treabă cu PHP-ul, nu o să-și facă niciodată un dita mai script. Într-adevăr, eu ziceam, da, îți spun eu că scriptul ăsta, cine îl face, mai bine îl vinde la toți bloggerii. Zici să-și răspesc despre chestia asta, ție. Despre treabă, despre filtrarea asta, care se face fără script. Îi spune nouă. Poate folosi un program care deja există, o aplicație te pot folosi, dar aș prefera să vină de la două parale cumva soluția. Pentru că e mai ok așa. Că un server mai ok. Deci există soluție software anumită pentru chestia asta, pe care afiliații te pot folosi și care este foarte ok. Păi și ce legătură are cu serverul nostru? Dar are legătură, pentru că de exemplu, când se caută după ieftine, poți să pui bannerul după ieftine. Da, automat. Nu face nimeni doar rămâne nimic. Dar un alt server. Un alt server, da. Și ar fi ok să fie la voi, alt serverul ăla, părerea mea. Sau și poate pune... Noi livrăm reclamele, dacă depinde oricum noi le livrăm. El ne face un request. El ne face un request de a livra un anumit banner. Dar bannerul se livrează de la noi, din două parale. Dar ar trebui să mai vii cu un filtru, da, m-am uitat, înseamnă, e bine așa. Mă mai gândesc la o soluție. Dar există, deci există WP Corporation, platforma de ads de la Google, care este gratuită. Și mai simt ca asta, mai sunt eu până la asta. De nu arate. Fie poți să-ți faci filtre de acolo. Poți să-ți faci filtre de acolo. Dacă vine seara să-i dai un banner, dacă vine dimineața să-i dai alt banner. Vine din Craiova, dai un banner și așa plec de bani. Eu mă gândeam că voi ar trebui să faceți asta. Da, dar îți dai seama că ar trebui o interfață separată pentru fiecare publisher în care el să poată să-și seteze. Vreau pentru Craiova să-mi pună asta. Este simplu, se face chestia asta, mă rog. Vorbim. Da, și pe baza acestor date, practic încercăm să afișăm niște bannere sau niște produse sau categorii de produse cât mai relevante pentru acei vizitatori. Ok. Am uitat să vă zic la început că recent am lansat o campanie, să zic așa, prin care dublăm comisioanele record necesitate în două parale. Și anume, ori de câte ori cineva depășește comisionul înregistrat pe o perioadă de 90 de zile, noi dublăm acel comision. De exemplu, dacă după 90 de zile în care, deci, zicem, astăzi am... Nu, că aveam curiozitate referitor la asta. Astăzi s-a înregistrat... Da, exact. Pentru mai multe detalii, oricum avem... S-a înregistrat un comision de, ăla, 316 sau 317. Deci, așa.
Și trec 90 de zile, nu se mai înregistrează niciunul mai mare. După 90 de zile, care va fi, va fi cel, cel care a fost cel mai mare în perioada respectivă? Recordul pentru orice moment, pentru orice moment, este... este funcție de timp. E o funcție de timp. Este cel mai mare comision plătit sau finalizat, înregistrat în termen de 90 de zile înainte de momentul pentru care calculezi. Deci, recordul acum este cel mai mare comision înregistrat de acum 90 de zile și până acum, care a fost plătit sau finalizat. Da? Recordul pe 16 noiembrie, sau nu știu când expiră la, recordul pe 16 noiembrie o să fie cel mai mare comision plătit sau finalizat, începând de pe 17 august, sau când vine 90 de zile în 2. Exact. Ieri se poate dacă nu mai apare... În fiecare... Nu chiar zilnic. Nu chiar zilnic, pentru că trebuie să fie plătit. Deci, aia e ideea, să fie până la capăt, știi? Finalizat, aprobat și plătit. Dacă până pe când expiră asta de 379, nu mai apare niciunul mai mare, s-ar putea să fie chiar acum unul de 378, să zicem. Înregistrat astăzi. Și care nu e record, dar în momentul ăla va deveni ăla record. Și tu dacă vei face atunci 379, o să câștigi, o să dublezi. Ăsta care a făcut 378 azi însă, nu va primi, nu-i vom dubla comisiunea. Nu-i vom dubla comisiunea, chiar dacă devine record. Deci există comisiune care pot deveni record, dar nu vor fi dublate. Tocmai din cauza asta, pentru că la momentul când au fost ele înregistrate... A, deci astea nu se dublează. Nu. Se dublează doar comisioanele care, în momentul în care se înregistrează, bat recordul. Punct. Deci nu contează după aceea dacă se schimbă recordul, asta era răspunsul.